Trecem la premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Iată nominalizările. Cătălina Mihai pentru rolul Speed din Doi tineri din Verona de William Shakespeare, regia Alexandru Muzgăreanu, Teatrul de Stat Constanța. Costinela Ungureanu pentru rolul Alexandra din Inimă și alte preparate din carne de Dan Coman, regia Radu Afrim, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova. Diana Vieru pentru rolul Marusia din Orașul cu fete sărace, scenariu după Radu Tudoran, regia Radu Afrim, Teatrul Național Vasile Alexandri, Iași. Actorul Teatrului Național din București, Gavril Pătru, ne va dezvălui numele celei mai bune actrițe în rol secundar. Bine ne-am regăsit. Mi s-a comunicat să-mi țin gura și să o deschid doar cu numele câștigătoare. Apoi să fac un pas în spate și încă unul lateral dreapt. Diana Vieru. Diana Vieru pentru rolul Marusia din spectacolul Orașul cu fete sărace. Scenariu după novelele lui Radu Tudoran, regia, scenariul și universul sonor Radu Afrim. Teatrul Național Vasile Alexandri, Iași. Wow. Mulțumesc Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, în special profesorilor mei. Doamne, ce emoții am! Mulțumesc părinților. Mulțumesc, Radu Afrim, te iubesc. Dedic acest premiu trupei din Iași, care a fost alături de mine la repetiții. Și mă bucur că sunt aici. Mulțumesc, Uniter! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura emisiune 100% de teatru din România și pe care de consecință cea mai bună dintre emisiune de teatru din România. Sunt Călin Ciobotar și așa cum v-ați dat seama, astăzi tema emisiunii este dată de un episod foarte fertil, foarte important pentru Iași, pentru Școala de Teatru Ieșeană. Premiul Uniter pe rol secundar a fost adjudecat la recenta gală a premiilor Uniter de o absolventă a Școlii Naționale de Teatru, Diana Vieru. Telespectatorii fideli sigur o cunosc din trecutul acestei emisiuni, când Diana a fost invitată. A fost și un pariu pe care mi-l asum, un pariu important pe care l-am făcut pe valoarea acestei tinere. O salutăm pe Diana Vieru. Bine ai venit, Diana! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Alături de Diana se află marele profesor, marele actor, Doru Aftanasiu, cel care, căruia îi datorează, Diana, 3 ani de pedagogie teatrală. Bine ai venit, Doru! Bine te-am găsit! Aș vrea, Diana, dacă ne permiți, că tocmai trofeul ăsta lângă tine și riscant să te contrazicem sau așa, aș vrea să încep discuția cu Doru. Ce simte Doru, un profesor, în astfel de momente, când în fața lumii teatrale românești, studentul pe care l-a format primește o astfel de distinție? Păi, cum ziceam, mă uit la chestia aia de acolo, așa, și mă apuc o invidie, nu se poate, dar... Ai să le iei și tu, Doru, într-o zi. Uite, eu în calitate de critic de teatru am niște intuiții în ce te privește. Posibil. Dar încă nu ți-a venit timpul. Până atunci mă roade cea mai plăcută invidie de pe lumea asta. Frumos spus. Cum o fi să fii invidios? Și știm ce înseamnă, ne-a încercat pe toți senzația asta și nu-i faină. Nu-i. Dar nu mă simt bine când sunt invidios în situația asta.
Bun, dar să înțeleg că vrei să faci roluri secundare feminine? Că ar trebui să mergi pe feminin dacă... Păi nu neapărat. Vreau și eu chestia aia, nu știu. Sau nu știu. Ai făcut travestiuri, by the way? Am făcut un travestie, dar de mult. Eram în... Ai așa o alură feminină. Eram în anul 3. Da, aveam și mai feminin. Eram în anul 3 și în Bertoldo la curte. Jucam regina. Eram nevasta lui Petrică Ciubătaru și amantul meu era coșerul. Interesant. Și, complexă și, situația. Da. Nu știu, deci nu știu dacă vreau, dacă nu vreau un iteru, dar e o invidie care mi-e place. Să tot dea Dumnezeu să am invidii din asta. Până acum e ca și cum ai fi invidios cumva pe succesul copilului tău, pentru că în universitățile de artă apare relația asta de filiație între student și profesor. Și nu te bucuri când ești invidios pe copilul tău? Tata Doru. Da. Ești, să ajungă, să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și cât chin. Adică tu ai încă pământ sub unghii și copilul deja poartă haine de mutase. Da, adică, păi ai văzut, Păunescu, Dumnezeu să-l ierte, n-a scris degeaba chestia asta. Aia cu părinții? Sau... Păi da, să le fie copilul cu o treaptă mai domn. O, Dumnezeule! Bun, asta și Darwin spune cu evoluționismul. Păi da, așa, las să fiu eu maimuța și ei premiați unite. Diana, hai să rememorăm acea seară magică pentru tine de la București. La Teatrul Național București s-a ținut ediția asta Gale Uniter, în care telespectatorii au văzut materialul video. Numele tău a fost rostit ca fiind câștigător. Spune-ne ce ai simțit, cum a fost, cum ai perceput momentul ăla, ce s-a întâmplat, dacă te va urmări toată viața sau dacă e iubirea de o noapte, povestea asta. Păi, când am ajuns la București... Hai să arătăm, dă-mi-l bine să-l arăt la cameră, ca să vadă lumea că avem și proba succesului Diana, adică nu vorbim... să știți că întărește foarte mult și la figurat, dar și la propriu. E o operă de artă și bănuiesc că valoarea lui e nu doar simbolică, ci și material, adică ai să dai lovitura peste 10 ani când ai să-l vinzi la manet. Da, când am ajuns la București eram foarte emoționată, dar norocul meu e că l-am avut pe Teodor Ivan alături și el este un tip mult mai calm și mai calculat. L-am avut invitat, e actorul care și managerează teatrul din Stejar. Și mi-a transmis el o energie așa mai chill. Respectiv am reușit să mă calmez pentru că... Erai agitată. Eram foarte agitată. Cred că două nopți înainte nu dormisem deloc. Dar tu știai că aveai intuiția faptului că vei câștiga premiul ăsta sau mergeai acolo doar ca să arăt toaleta pe care o purtai? Simțeam că o să se întâmple ceva. Nu știam exact ce. Era, nu știu, intuiția, pentru că mă simțeam prea agitată decât ar fi normal. Și... Am văzut că aveai o rochie specială, adică te-ai pregătit, nu te-ai dus chiar așa, ca o fată din provincie. Normal. Seara, pe la ora, după amiază, pe la ora 4, se afișase rezultatele de la admiterea la master. Și a fost o bucurie. Ai intrat și la master. Da, în aceeași zi. Și după a urmat gala. A fost foarte fain. Când am intrat, au dat la toți nominalizații diplome. Și m-am uitat la Teo și am zis, de ce nu dă diplome? Adică te gândeai că gata, s-a terminat. Da, da, da. Că rămâi cu nominalizarea și atât. Și Teo a început să râdă și a zis, e ok, stai liniștit. Teo care a luat 7 uniteruri până acum știe despre ce e vorba. Teo chiar m-a echilibrat și mi-a dat o stare de bine. Și îi mulțumesc. Și după am făcut câteva poze, am intrat, am început să am emoții foarte mari, dar cumva încercam să-mi autoinduc, e ok, stai liniștită. Și
Am început să am emoții mai mari așa când am văzut poza pe ecran și toate fetele nominalizate. Îți bătea inima, bănesc. Da, am pus mâna pe piept și simțeam cum vibrează tot corpul. Iar când am ajuns în scenă... A deschis respectivul plicul, da? Și a spus Diana Viru. Da, atunci mi s-a tăiat filmul. Dar păreai totuși sigură pe tine, așa, te-ai dus acolo hotărâtă, zâmbeai rațional, nu era un zâmbet murictus. Păi, totuși, actoria ne-a învățat să jonglăm cumva cu emoțiile noastre, să nu ne ducem în extreme. În speech-ul tău a început cu referirea la Universitatea Națională de Arte George Enescu. Inițial eu mi-am scris în telefon niște rânduri. Am zis să le scriu în caz de... În caz de... Iar când am ajuns acolo, am uitat tot. Blanc, am zis, total. Am zis ce am simțit pe moment. Ok, cât simți că datorezi universității, Diana, și cât simți că e meritul lui Radu Aflin? Tu ai câștigat pe un rol din spectacolul Orașul cu fete sărace, semnat de Radu Aflin, sau lucrurile astea nu pot fi cuantificate, ci se îmbină? Cumva? Normal că se îmbină. Fiecare profesor, fiecare experiență, fiecare scenă la care am lucrat în facultate, fiecare... text pe care îl scriam la lecțiile de estetică, de exemplu. Totul a avut... Rostul lui. Da. Nu a fost doar meritul meu. Este o combinație de sentimente. Doru, cum ți-o amintești pe Diana în anul întâi, semestrul întâi? Și aș vrea să vorbim un pic despre cum simți că a evoluat actrița Diana de la începuturile ei inocente, de anul întâi Boboc, până când a dat lovitura în anul 3 cu Uniter. În primul rând, am marea baftă ca profesor de teatru să nu mă iau strict după niște date fizice standardizate cumva în capul oamenilor, adică cine vrea să intre la teatru trebuie să arate bine, trebuie să fie fotomodel, trebuie să aibă dimensiunile X, Y, da, era mai dodoloață în anul întâi. Din start, chiar nu m-a interesat chestia asta. Asta era ca România înainte de separarea Basarabiei, Dodolață, România. Mai Dodolață, așa. Diana Vieru, trebuie să vă spun că, să vă reamintesc, că e din Republica Moldova. Republica Moldova și era reîntregit așa, era... cu tot cu Basarabia, cu tot cu Bucovina. Cu tot Bucovina. Cu Bucovinei cu, și cu Cadrilater, tot. Da, chestia asta nu m-a... Pe unii îi sperie treaba asta. Vai, e grasă, așa și... Asta poate fi urmarea tu. Mii de actrițe grase. Nu chiar mii, doar au fost mai puține. Mai puține, nu zic numai în România. În general. Zic, în general, actrițe grase care au rupt scena, ecranul, nu stau acum să le numesc, să le... Deci asta nu... Pe de altă parte, îi studiam, mă fascina bonomia ei. Nu părea deloc. Am avut studentă care era foarte complexată de faptul că era mai durdulie și... Știu la ce ne referi. Da, și n-am putut să fac treabă normal cu ea. Nu s-a putut. Nu știu ce s-a ales de ea, nu știu... Ai și distribuit-o într-un rol de obezitate la examenul final, care ar fi trebuit să funcționeze terapeutic, nu știu... Nu știu cât a funcționat, mă rog, să... Era, asta îmi plăcea, în bonomia asta, am zis, dacă e așa și pe scenă, nu atât că se împacă cu aspectul ăsta, dar mai ales chiar se simte bine în pielea ei așa. Bun, dar să nu e obligatoriu ca bonomia din viața cotidiană a unui actor să se regăsească și în scenă? Nu e obligatoriu. E o întâmplare fericită la... Nu e obligatoriu. Pe asta spuneam, dacă ar da Dumnezeu să fie și pe scenă așa, și uite, a dat Dumnezeu. În momentul în care am început să jucăm, i-am dat la dramatizări, pentru că întrebam acum, deci ți-am dat la dramatizări, în alegere de stareță, măicuța aia, descrisă de Damian Stănoiu, grasă ca un bursuc.
așa. Și se simțea bine în rolul ăla, îi plăcea. Da, avea îi poftă. Plăcea și avea poftă și îi plăcea să se joace. Era jupâneasă în rol. Păi da, după aceea la, cum se cheamă, la Molière, la, a jucat Dorin și nu știu cât știe ea, dar avea momente când mă întorceam cu spatele, că eu trebuia să fiu profesor, să fiu dur, să fiu serios, să fiu, mă întorceam așa și râdeam. Râdeai, nu? Da, nu. Așa, ei, pe urmă, am mai fost bun pe la teatru psihologic, ci am mai dat asta, cum o cheamă, Natasha, iar știam că o să iasă super, deja începeam să o cunosc pe Diana, așa, pe urmă. De regulă, scuze-mă, Doru, cam în ce perioadă, în cei 3 ani de studii, ajungi să cunoști un student și potențialul acelui student, să-l poți estima corect? Pe undeva, prin... Nu știu dacă îl cunoști cu adevărat vreodată. Nu știu dacă ajunge el să se cunoască pe sine vreodată. Eu personal încă nu mă știu pe mine ca actor. Nu știu dacă e foarte util să te cunoști în detaliu. Păi nu. Îți devii previzibil. Dacă te cunoști pe deplin, înseamnă că tocmai te-ai plafonat și trebuie să te lași de teatru. Nu e asta. Însă n-aș putea răspunde la întrebarea asta. Știu însă că pe undeva pe la final de an 2, deja dacă se pune problema și unde l-ai trimite, unde l-ai orienta, ca rol, ca așa, unde îl vezi, unde, încep să-l vezi. Ai niște intuiții legate de parcursul lui posibil. Da, abia atunci, pentru că a trebuit să mai treacă și acel modul Shakespeare, care a fost... Voi l-ați făcut online ăla, că v-a pus a fost pe de o parte ingrat, pe de altă parte a fost ok. Noi am mai avut discuția asta. Ți-am zis, am crezut că am dat-o în bară. Nu, n-am dat-o în bară. Am văzut asta la modulul, modulul Caragiale. Cumva m-am descurcat în mediul online. Eu aveam exercițiile alea ale mele înainte. Erau făcute pentru cu totul alte contexte. Să-mi ușureze și mie munca și studenților și așa, că-s numai 3 ani și nu mai sunt 4, că observ că în școala românească de teatru o grămadă de lume, de 16 ani încoace, tot se dă cu capul de pereți, că de ce nu mai sunt 4 ani și sunt doar 3 și că nu-i bine și trebuie să revenim la 4 ani. O grămadă de oameni se gândesc cum să înghesuie materia din 4 ani în 3, ceea ce mi se pare o prostie, toți spun, nu, că-i că de-aia suntem noi proști, pentru că nu mai avem 4 ani și sunt numai 3 ani. Pe bune? Eu când încerc să le spun, băi, am auzit de un tip, nu știu dacă știți voi, unul, Anthony Hopkins. Cred că a făcut tot 3 ani. Ăla cum de-a reușit? Zic și eu așa, știi? Da, vezi, și Diana e un exemplu al faptului că 3 ani pot fi suficienți. Păi, bineînțeles, da, nu mai sunt 4 ani, sunt 3 ani. E o problemă. Dar e teatru. Când ai o problemă, înseamnă că ai și o rezolvare. Trebuie doar să o cauți un pic. Acum, Diana, tu ne poți spune, adică... simțeai nevoia încă unui an? Simțeai că mai ai nevoie de niște acumulări pe care școala ți le poate oferi dincolo de master, care, mă rog, e un capitol separat? Cred că dacă nu era experiența cu Radu Afrim și experiențele la teatrul din Stejar, Carnal, respectiv Female, probabil simțeam nevoia de încă ceva. Tu cumva ți-ai completat în afara școlii deficitul ăsta de acumulare. Exact. Iar în experiențele astea am adunat ceva, un ceva. Nu știu să vă explic. Da. Tu ca profesor, Doru, cât de egoist ești în general? Adică crezi că studentul poate să învețe doar de la școală, doar de la profesor, sau ești de acord și cu pedagogiile astea alternative pe care un regizor le practică, pe care o echipă teatrală le practică? Sub nicio formă nu limitezi totul la profesor. Că uite... Nu limitezi la profesor. I-a ajuns în mâna lui Radu Afrim. Da, și asta e foarte bine. Asta este, în primul rând, pe mine mă interesează baza asta, să le pun studenților. Frate, tu termini o facultate de teatru, dar nu ai dreptul să te limitezi doar la
colegii din clasă, la profesori din clasă, facultatea se termină. În 3 ani, în 4, în 8, dar la un moment se termină, că de-aia e facultate. După facultate, te trezești într-o trupă de teatru cu oameni pe care nu-i cunoști, n-ai mai jucat cu ei, nu știi ce-i cu ei, eventual într-un teatru profesionist, mai mult sau mai puțin de provincie, în care îți apar și din ăștia de tip, da, drăguță, eu joc lupi în teatrul ăsta, să ne înțelegi, sau din astea. Așa, nimerești și pe mâna unui regizor, mai mult, mai puțin capabil, mai ciufut ca om, mai de treabă, mai călduros. Ai și alte experiențe decât cele standard de școală. Deci, din toate lucrurile astea trebuie să... Eu îți spun baza, cum să zic eu, să știi cum să înveți din treburile astea. Îi dai să o rețetă. Nu rețetă, e mult spus rețetă. Îi dau un punct de plecare. Uh-huh. Tu de aici pleci. Din momentul ăsta eu cred că ai să știi să te descurci. Și într-un casting, uite, apropo de că vorbeam de Diana Mitroaie, o secundă n-am intervenit. Diana Mitroaie, care și nici măcar nu m-a abordat. A fost selecționată recent pentru a participa la Gala Hop. Au fost poate puțin șocați studenții când le-am spus, după ce se încheie anul 3, vom fi colegi de breaslă, s-ar putea să ne mai vedem pe scenă. Nu vă ajut, nu veniți la mine să mă întrebați, aveți regizor. Să uitau puțin, da. Dacă vin eu cu sfatul, să zicem că lucrăm în aceeași piesă și zic, drăguță, fă acolo așa și nu așa, s-ar putea să-mi spui, tata, regizorul azi, lasă-mă pe regizor, că eu am experiență. Asta este o mizerie. Da, așa e. Cumva sabotez actul regiei. Despre asta le ziceam, nu vrei asta. Nu. Tu ai rolul tău, eu pe al meu, dacă mă bat, te încurc. Ai regizor. Pentru asta te-am format. Și atunci știam că experiența cu Radu Afrin va fi absolut benefică, îi va adresa și nervii, că știm cât este de supărăcios Radu pe la repetiții, are și o parte bună, se supără repede, îi trece și mai repede. Știam, le-am zis la toate fetele care și la toți oamenii care s-au dus. Deci e și rolul profesorului să prevină, să anunțe. Băi, întăriți-vă nervii și nu băgați în seamă momentele colerice, vor fi. Dar merită. Vedeți finalul, merită. Merită. Adică tu, fiecare are stilul lui și ca om, și ca profesionist, și ca asta, te adaptezi. Și treaba asta, eu cred că i-a folosit, cât ți-a folosit? Cred că i-a folosit. Uite, atâta i-a folosit. Hai să o întrebăm și pe Diana. Diana, ce simți că-i datorezi lui Doru Aftanasiu ca profesor? Și implicit, ce simți că datorezi acestor 3 ani de formare concret? Ce te-a învățat școala? Acum când te uiți înapoi, nu ți amintești o propoziție pe care o scotea pe gură sau îți spunea ceva? Doru vorbește în fraze, nu în propoziție. Dar a format niște chestii pe care nu știi să le explici. Cum a zis și el, un punct de pornire. Îmi amintesc foarte bine că m-a învățat să-mi dozez emoțiile. Pe scenă sau în viață? Mai ales la modulul psihologic, la Cehov. Și probabil am învățat și din scenele care le lucra cu ceilalți colegi și noi stăteam și ne uitam. Și vă uitați la... Și erau niște chestii care nu realizai atunci, pe moment. Le realizezi după, în timp. Uh-huh. Așa a fost și cu Doru, și cu Radu, și cu toată lumea. Niciodată nu mi-am dat seama de o evoluție atunci, pe moment. Mi-am dat seama după ce s-au întâmplat niște lucruri. Pe Radu Afrin l-ai simțit și ca pe un profesor sau e o distinție foarte clară între regizor și profesor? Pot să zic că l-am simțit și ca un profesor. Da, profesor foarte diferiți, Doru Aftanasiu cu Radu Afrin. Adică da, au pedagogii destul de diferite. Așa este, dar... Am avut două polemici pe Facebook. Da, finalizate cu bine, adică nu... Normal, nu, chiar polemici. Dar nu, eu nu știu dacă... Nu ne-am certat, nu. Nu știu dacă e cineva din Teatrul Românesc care Radu să nu fi avut polemici pe Facebook.
Da, nu, omul avea o părere, eu i-am zis părerea mea, am tras cu dinții amândoi, fiecare de părerea lui, dar am avut așa. Însă, el cu adevărul lui, eu cu al meu, știi cum e, când am iau dreptate, dar uite, noi e și tragedie. Diana, vrei să mai spui ceva? Scuze. Voiam să spun că când lucram cu Doru, cu Radu, nu întotdeauna mă gândeam la ce îmi spunea Doru la ore. Nu s-a părea ca în Shakespeare, așa chipul lui Doru, multe? În schimb, după ce s-au finisat repetițiile, după o perioadă, îmi dădeam seama că eu am contribuit cu niște chestii pe care m-a învățat el, dar involuntar, nu mi-am dat seama. Au rămas în subconștient niște lucruri care s-au așezat da, în timp. Da, e foarte posibil să fie așa. Bun, Doru, vreau să intrăm într-un alt capitol destul de delicat, în general, în spațiul românesc. A luat fata asta talentată un iteru, da? Ce urmează să se întâmple cu destinul ei profesional? Câte covare roșii îi se întind în teatrele românești? Ce e de făcut? Nu aștept pentru ea covare roșii. Măcar o mochetă, așa, în schimb, primitoare. O să-ți redau o replică scrisă de mine pe Facebook. În Teatrul Național a postat că Diana Vieluc a făcut cadres, că așa, că premiu uniter, că bla bla bla. Foarte bine, mă bucur. Îi face publicitate, doar că eu am scris, sunt fericit pentru asta, dar aștept mai mult, cel puțin din partea Teatrului Național. Te referi la o angajare sau la un contract, la o colaborare? Nu la o colaborare, nu, aștept mai mult. Și dacă tot de o viață mi se spune, ba când eram student la actorie, ba când sunt actor pe scenă, ba când în teatru nu există, nu se poate, există, nu vreau. Bun, e timpul și din punct de vedere managerial să aplicăm vorba asta. Nu există, nu pot, există, nu vreau. Bun, uneori există și nu pot, în sensul că sunt blocate o serie de posturi, știi foarte bine discuțiile astea, sunt niște societari care ocupă poate pe bună dreptate, au... Nu, deci nu mă gândesc la societari, nu am nicio treabă cu ei, nu există, nu pot, e loc pentru toată lumea, sau nu-i loc, găsești o soluție și faci loc. Mai ales că genul actorecesc lipsește din trupă la momentul lipsește, sigur că lipsește. Lipsesc o grămadă de genuri, dacă îi să o luăm așa. Însă, nu cred că nu se poate. În momentul în care chiar vrei ceva, o faci. Nu există, că știi, nu se poate pentru că. Asta întotdeauna este o replică a oamenilor care lucrează la stat. Tu mi-ai observat chestia ba asta. Da, ba da. În momentul în care discuți cu un privat, cu un manager de la o firmă, știi, băi, avem problema asta, dar o să-ți spună de regulă, hai să vedem ce se poate face. Te duci la unul care lucrează la stat, într-o funcție, nu neapărat din teatru, din orice instituție de la stat, și îi spui, avem problema asta. Da, dar nu se poate pentru că. Și asta face diferența. Bun, vezi... Da, eu zic așa, ca provocare. Ba, și dacă se poate, fiindcă... De ce să nu se poată? Fă tot posibilul să se poată. Bun. N-am venit aici să mă cer cu direcțiunea Teatrului Național. Nici pe departe. Dar eu cred că ar trebui să încerce. Să facă un efort. Și nu numai pentru Diana. Da, ai mai avut în promoția asta, ai pomenit-o pe Diana Mitroi, Răzvan Consu, iarăși da, este un vârf al promoției. Și ar cam fi nevoie de ei pe acolo. Eu așa cred. O să-mi spună cineva, da mă, tu le judești ca actor și ca profesor de teatru, că ești nu știu ce, dar uite, din punct de vedere manageria, hai să fim serioși, din punct de vedere manageria au putut fi luați în teatru pentru o colaborare. Da, atâta cu vreo 50 de ani pe spectacol. Problema, deci din punct de vedere managerial a fost nevoie de ei pe scenă. Da, din punct de vedere managerial s-ar putea să-mi spună ceva. A, da, stai bre că genul de teatru managerial nu le vezi așa că noi, n-ai de unde să știi, noi știi.
Hai că știm și poveștile astea. Asta e o situație foarte penibilă, adică... în care Teatrul Național exploatează artistic niște tineri, plătindu-i în bătaie de joc cu 50 de lei pe reprezentație. Iar când tinerii respectivi aduc plus valoare cu astfel de premii, Teatrul Național se face că plouă. Deci lucrul ăsta nu mi se pare ok. Nu știu, sper să nu facă treaba asta. Tu ți-amintești, Doru, ce spun actorii de vârstă mai înaintată la examenele de licență de altă dată? Jumătate din sală era alcătuită din directori de teatre din România care veneau să racoleze. Deci tu plecai de la examenul licență cu contractul de angajare în buzunar. Întreabă-l pe coșer. Și nu trebuiau neapărat chemați directorii. Țin minte că unii directori se duceau singuri. Bineînțeles. Eram angajați la un an de zile, la Piatra Neamț. Trăia, Dumnezeu să-l ierte, Corneliu Dan Borcea, era director. Da, Borcea. Până atunci nici nu prea se știuse că există o secție de actorie la Iași. Eram a doua generație. Și directorii de la Teatrul Tineretului până atunci, la final de an, întotdeauna făceau excursii la București sau la Târgu Mureș. Știau de alea două facultăți. Am jucat acolo ceea ce am jucat într-o stagiune și Corneliu Dan Borcea a spus, băi, da, chestia asta, nu numai eu, mai era și eu, mai erau niște colegi, era Roxana Frunză, Pompiliu Ștefan, colegi de-ai mei de grupă, care erau angajați acolo și a zis, băi, da, pe mine asta mă face să merg și la București să văd examen, dar stai puțin, la urma urmelor, Iașul este mai aproape, da. Consumăm mai puțină benzină până la Iași. Ia hai să vedem ce e și pe acolo. Nu a așteptat să fie invitat de cineva, să, păi, eu m-aș duce, dar dacă nu sunt chemat, dacă nu sunt, nu știu, nu, a dat el telefon. Și a zis, domnule, când aveți niște produs, vreau să văd și eu niște oameni, vreau, căutau. Eu, când terminasem anul 4, Irina Michiteru mi-a zis, uite, hai să vorbești la telefon cu Marius Rogojinski. Botoșaniu tot așa își trimisese emisari să culeagă actori. Bacău la fel. Acum nu se mai face. Acum, dacă vreți bine, dacă nu, dacă avem loc bine, dacă nu, nu se poate pentru că. Tu de când ai mai văzut un director de teatru la un examen de licență la noi? Acum, pe bune. Că l-am invitat, a ajuns Florin Toma la Teatrul din Stejar, la copiii ai tăi, a fost dezbaterea aia și a aflat și el de un examen. Știi care e chestia? N-am, eu la, poate sunt în culpă. N-am chemat pe nimeni, nici la The Shape of Things, nici la Conul Leonida, nici la Ivan. Nu vreau să mă simt prost. În momentul în care, doamne, aș vrea să... Da, când e? A, nu pot în ziua aia. Păi nu, dar poți să trimiți filmările. Adică acum nici nu cred că mai e cazul să vă cheltui bani cu transport, cu cazare. Trimiți un CD și de lucrurile respectiv, dacă... Trimiți filmări, trimiți CD-uri, dar nu cumva le trimiți tot la nu se poate pentru că... E foarte posibil să... Păi despre asta e vorba, nu se poate pentru că... Pentru că nu-i numai boala Teatrului Național asta. Și, ok, știu, și ei ori să-mi spună, băi, okay, pune-te în locul meu, tu cum ai face? Corect, au și ei dreptate. Dar, frate... Măcar încearcă. Tu, Diana, cum îți vezi viitorul profesional? Adică ce vrea să faci? Eu încerc să nu visez prea mult în viitor. Gândești pe termen scurt? Da. Încerc să fiu destul de realistă și cu picioarele pe pământ. Bun, acum la modul ideal, tu nu trebuie să rămâi actrița unui singur rol, adică peste 30 de ani să vorbim cu Diana Vieru tot despre rolul din spectacolul din 2020. Asta, ferească, trist. Dar, ferească Dumnezeu. Simt că o să se deschidă și alte uși. Dar trebuie să apeși niște clanțe, niște evident coridoare să parcurgi pe la etajele directorilor. Așa e. Bifat. Momentan. Ai bifat... pasajul ăsta. Vedem ce se întâmplă. Dar ești optimistă? Simți o formă de deschidere pentru voi tinerii sau e dificil să comentezi lucrurile da, astea? Da, am mai primit o ofertă, doar că încerc să
Mai aștept un pic ca să pot E de dincolo de Prut sau de Timpaci? E de ambele părți. De ambele părți. Ar fi păcat să se piardă Diana Vieru prin Basarabia, prin Republica Moldova, prin niște contexte destul de lipsite Dacă de vizibilitate. Aștept să cadă frunzele să iau și o decizie. Frumos spus. Adică toamna până la urmă se numără boboci. Toamna e sezonul deciziilor. Da. Doru, aș vrea, tot am pomenit câțiva copii din promoția asta, am pomenit-o pe Diana Mitroai, pe Răzvan Consu, hai să îi pomenim și pe ceilalți, poate într-o bună zi copiii ăștia vor fi celebri și... Din aceeași promoție? Da. Mai fi. Este Alexandra Azoiță, este Mara Bărbării, este Diana Popei, care mie mi se par niște fete foarte talentate. Nu am să spun că sunt frumoase, pentru că lumea știe că sunt frumoase, cine le vede, vede clar că sunt frumoase, de ce să le zic, să zic eu că sunt frumoase, nu-i nevoie. Da. E o promoție, o promoție bună, ai o promoție bună. O promoție bună. Știu că discutam acum vreo 2 ani de ei și mă întrebai ce-i cu ei, ziceam, să dea Dumnezeu să-i țină Dumnezeu așa, ziceam. Și uite că i-a ținut Dumnezeu. Și zic în continuare, să-i țină Dumnezeu tot așa și... Da, sigur, nu are și nu are treabă Dumnezeu în meseria asta. Nu se știe, Doruțu. Dar efectiv... Unul s-a spus că actoria e de la diavol, alții au spus că actoria e totuși o răsfrângere a divinului în om. Deci adică... E tot o artă. Are și Dumnezeu treabă cu chestia asta. Dacă tot i-a făcut așa, ar trebui undeva să pună și el. Uite, dacă citești opiniile Sfântului Augustin în Evul Mediu despre teatru, te îngrozești de ce opinii diferite avea el cu el însuși. Adică întâi a spus că actoria e de la diavol, că ea trebuie sancționată, actrițele sunt prostituate, după care la foarte puțin timp a spus nu, stați, că e o nuanță aici, dacă actoria și teatru se așează în slujba bisericii, atunci Dumnezeu vorbește prin arta aceasta. Și Sfântul Augustin a ajuns la concluzia că teatru poate fi sacru. Eu cred că prin artă, când este făcută bine, când chiar e artă și nu e fake, e o respirație divină. Mereu vorbește Dumnezeu. Chiar și în ceea ce îi sperie pe unii, știi, în arta aia care mai cultivă estetica urâtului, care... Adică prin afrim vorbește Dumnezeu uneori? Da. Interesant. Da. De ce nu? Adică în momentul în care... Uite, acum 15 ani afrim n-ar fi spus, terminați-o cu prostiile astea, oameni buni. Dar astăzi cred că ne-ar privi așa, lung și meditativ. Habar n-am, nu știu, îl sunăm și aflăm. nu știu, când e cu adevărat artă, indiferent ce gen de artă e, dar absolut indiferent, cred că acolo e și mânuța lui Dumnezeu. Și dacă tot i-a inventat pe planetă, pe copiii ăștia, da, ar trebui să fie ei cu munca și uși, măcar un pic și el cu intervenția. Bun, acum, adică Dumnezeu să-l influențeze pe Hagi Culea, directorul naționalului, să o angajeze pe Diana Vieru? Asta e filiera de care vorbești? Nu știu dacă numai naționalul e... E cel mai apropiat de Diana la momentul ăsta și de faptul că va fi masterandă, deci tot legat de ea. Nu cred că domnul Cristian Hagi Culea ar fi atât de rău intenționat să nu o vrea pe Diana Vieru. Nu cred că nu se gândește la asta. Busu știu sigur că se gândește. Daniel Busuioc. Daniel Busuioc, da. Așa îi zic eu, Busu. Nu cred că nu se gândesc la asta. Se gândesc non-stop, zi și noapte. Habar n-am dacă se gândesc non-stop. Dar nu se pune problema să nu se gândească la asta. E posibil, poate chiar din cauza asta să fie apărut și anunțul pe domnule, ne mândrim cu Diana Vir că a adus Teatrului Național, premiul ăsta, bla, 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 bla. E posibil să-i facă loc cu treaba asta. E posibil să pledeze, să înceapă deja o plădoarie. Să fie o strategie deja. E foarte posibil. Habar n-am, n-am vorbit cu ei. Nu cred că nu ar vrea să o facă. Tot ce spun este că aștept
de la ei, să caute toate soluțiile. Poate ori să o facă. Poate cealaltă, o fac deja. Cealaltă variantă la nivel de Iași, o variantă foarte riscantă, varianta ATN-ului Tătăraș, care e adevărat, din când în când face angajări. Însă, din punctul meu de vedere, strică actorii această instituție. Și îmi asum ceea ce spun. Îi ține blocați, le obturează orizonturile și apoi îi aruncă ca pe niște jucării stricate, păi, după niște ani. Și atunci stai și te întrebi. Deci asta mi se pare, nu știu, când am auzit de treaba asta, eram în repetiție cu Ion Sabdaru, lucram la Spune Ceva Frate, la, și l-a sunat Onoaie, Daniel Onoaie. E, cum facem cu, mai are rost să mai joc în farmazonul ăla din Hârlău, mai are rost, ce fac, să încheie contractul, are rost să, nu știu clar ce au discutat despre chestia asta, că știi cum îi sună telefonul regizorului, trebuie un cuvânt pe care eu îl numesc vorba marilor regizori, pauză, am ieșit la o țigară, dar avea și afirmă cuvântul ăsta, pauză? Da, asta mi se pare că e vorba de regizor mare. La Housewater ai văzut cuvântul ăsta? Vorba marilor regizori. O zice rar, dar o mai zice și el. Dăduse o pauză, am auzit doar un pic din treaba asta și am ieșit la o țigară. După aceea, când am aflat, am discutat, nu mai știu cu cine, tot de la tine, cu Alexandra Paftalu. Măi, chiar e adevărat că da. Păi mă, dar care-i motivul? Adică să te dea cineva afară din teatru? Să aibă și un motiv. Păi nu, că ne expiră contractul. Și ce, nu se pot prelungi? Păi nu, că să le dea o șansă și altora. Mă, dar aia care vin după voi, știu ce îi așteaptă? Tot destinul vostru? Da, dar probabil nu. Păi cât mai e de rentabil să te duci ca actor în teatru, în Ateneu? Cât mai este de rentabil? Stai 2, 3, maxim 4 ani. Eventual te culci ca prostul pe ureche și în timpul ăsta să mai scoate un loc pe aici, pe acolo, poate să încerci. Compromisuri artistice, Doru. Faci și compromisuri artistice, faci și copiii acolo. Asta nu mă pot pronunța. Mă pronunț eu. Din păcate eu n-am fost acolo. N-am avut când. Aici te cred, îl cred pe critic. Eu n-am văzut, nu pot eu să spun, cred ce zici tu, pentru că nu aveam nicio timp să merg la Ateneu, dar mi-au mai spus și alți oameni, bă, se fac prostii acolo, cum arată prostiile alea, nu le-au, știu că se pot face prostii într-un teatru și încă multe și mari. Asta și la voi, Doru, tocmai despre asta. Virgini. Normal că nu suntem virgini, stai, știi că știu și asta, dar... După aia 2, 3, 4 ani, să spună cineva, trebuie să pleci că am de dat o șansă și la altul. Ăsta e tot motivul? Păi și atunci cât mai e de rentabil să te duci să dai un concurs acolo și eventual să și rămâi pe acolo. Dacă în timpul ăsta mai scoate Bacău ceva, sau mai scoate Suceava, da, sau Botoșani, sau nu știu că, sau Piatra Neamțu, frate, sau da. Nu mai știu că, nu mă duc, frate, că eu am aici. Și odată ăla spune, da, dar tocmai s-a terminat. Păi eu am ratat, asta e. Și atunci e urât. Da. Mai avem circa 3-4 minute. Diana, vreau să te întreb, cum ți se pare că te-a modificat premiul ăsta? Evident, a trecut un timp destul de scurt de când l-ai primit, însă bănesc că simți deja că lumea te privește cumva altfel, poate, sau că tu însuți ai o altă raportare față de teatru, față de artă. Cum e? Nu pot să zic că m-a schimbat cu ceva. Probabil mi-a dat un pic încredere în mine și m-a făcut responsabilă să învăț în continuare și să asimilez o grămadă de informații ce sunt de teatru. Deci e importantă responsabilitatea, mi se pare cuvântul cheie din ce ai spus. Te responsabilizează un astfel de... Da, mă face să îmi umplu încă golurile pe care simt că le mai am. Ai simțit și reacții negative după premiul ăsta? Adică... am simțit, dar să nu vorbim despre asta. Hai, mă! Dacă tot au rămas câteva minute, aș vrea să spun numele câtorva oameni care m-au ajutat să construiesc acest rol și fără ei nu știu dacă aș fi reușit 100%. Poate l-aș fi făcut, dar altfel. Este vorba de Diana Roman,
Ada Lupu și Ionuț Cornilă. Parte care... din echipa din spectacol, nu? Exact, care erau acolo cu un sfat sau cu o privire te, care... Te puteai sprijini pe ei, da. Artistii vorbind. Pentru că noi întreaga trupă am avut o oarecare conexiune, dar simțeam că pot să mă sprijin, cum ați zis și dumneavoastră. Da. Doru, cât de importantă e instituția asta a premiului în România? Te validează pentru o perioadă destul de scurtă de timp, după care eu am observat din propria experiență, uită foarte repede comunitatea teatrală că tu ai luat un premiu în anul nu știu care și ca și cum n-ar conta. Tu cum simți lucrurile astea? Păi cum să ne simt? Păi în cazul ăsta, da, contează, e o realizare, este cel mai înalt premiu din România, Uniterul ăsta. E o confirmare, e o... Însă, vorba ta, odată ce comunitatea uită, și eu stau și mă întreb. Nu spun că n-are rost premiul ăsta, dar mă întreb. Nici nu știu ce să mă întreb. De asta el trebuie să aibă consecințe imediate. Păi despre asta ai vorbit. Despre asta am vorbit probabil toată emisiunea, amândoi. Uite, o să spună cineva că fac o comparație acum, dar în America, în momentul în care iei Oscarul, lucrurile nu rămân așa. Nu cred că se limitează doar la statueta aia și la premiu, că nu înțeles că e și un premiu în bani. Da, și la Uniter e un premiu în bani. Da, doar că... Ia, n-ai văzut cu ce Lamborghini a... Păi da, așa ca pentru ea, un Lamborghini Urus. Însă... Adică tramvaiul 13. Așa. Însă, nu cred că lucrurile se limitează acolo doar la nați statueta. Au niște consecințe evidente. Sunt niște consecințe. Da. Chestia aia îți crește un rating, îți crește o chestie. Îți vin niște contracte, imediat bulgăre de zăpadă care... Și nu știu dacă trebuie să ne ducem numai până neapărat până în America. Mai există și Europa, mai există și alte țări. Nu cred că un premiu important la nivel național, nu știu, în Franța, în Italia, în țările astea pe care mulți le detestă pentru că nu sunt creștine cum suntem noi, dar toți vor nivelul de trai de acolo. Așa. Nu cred că lucrurile rămân așa. Că e un premiu în film, că e un premiu în teatru, că e, da, ia-ți chestia asta și te descurci de la film. Da. Nu se poate pentru că nu cred că rămân lucrurile așa. Aici asta e durerea. Bă, ai chef de vorbă, dar trebuie să închidem. Asta e, păi da, cine te-a pus să mă închid? Diana, te felicităm încă o dată, te iubim, te urmărim. Sperăm să confirm la nesfârșit insula asta de valoare pe care ai arătat că o ai. Doru, și de la tine avem așteptări să produci pedagogii cât mai multe astfel de reușite în plan teatral. Da, Dumnezeu să și iasă. Și să avem în toamnă informații frumoase despre angajarea Dianei Vieru la Teatrul Național din Iași sau din Chișinău sau din București sau de oriunde. Numai să fie o angajare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și noi. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune. Trecem la premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar. Iată nominalizările. Cătălina Mihai pentru rolul Speed din Doi tineri din Verona de William Shakespeare, regia Alexandru Muzgăreanu, Teatrul de Stat Constanța. Costinela Ungureanu pentru rolul Alexandra din Inimă și alte preparate din carne de Dan Coman, regia Radu Afrim, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova. Diana Vieru pentru rolul Marusia din Orașul cu fete sărace, scenariu după Radu Tudoran, regia Radu Afrim, Teatrul Național Vasile Alexandri, Iași. Actorul Teatrului Național din București, Gavril Pătru, ne va dezvălui numele celei mai bune actrițe în rol secundar.
Bine ne-am regăsit. Mi s-a comunicat să-mi țin gura și să o deschid doar cu numele câștigătoare. Apoi să fac un pas în spate și încă unul lateral dreapt. Diana Vieru. Diana Vieru pentru rolul Marusia din spectacolul Orașul cu fete sărace. Scenariu după novelele lui Radu Tudoran, regia, scenariul și universul sonor Radu Afrim. Teatrul Național Vasile Alexandrii, Iași. Wow. Mulțumesc Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, în special profesorilor mei. Doamne, ce emoție am! Mulțumesc părinților. Mulțumesc, Radu Afrim, te iubesc. Dedic acest premiu trupei din Iași, care a fost alături de mine la repetiții. Și mă bucur că sunt aici. Mulțumesc, Uniter.